Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul Erifi România un tânăr român umblat prin multe țări care trăiește la Paris și visează să schimbe România. George Gima este consultant în strategii politice și management al riscului. A studiat la Institutul de Științe Politice de la Paris și a avut misiuni în mai mult de 40 de țări, precum Nigeria, Guinea, Argentina, Brazilia, Uruguay, Moldova sau Statele Unite. Din 2017 este consultant și cofondator al Partidului Plus, condus de Dacian Cioloș. George Gima, bine ați venit în studioul RFI România. M-ați contactat și mi-a spus că vă place această emisiune. Noi venim din viitor și că v-ar face plăcere să ne întâlnim în fața microfonului. Zi și făcut, iată-ne cu microfoane. Am să vă întreb la rândul meu ce ați vrut să ne spuneți, dar înainte de a o face, am să vă fac o mărturisire. V-am invitat la această emisiune cu o intenție clară. Aș vrea să aud cum se văd tehnologiile viitorului din perspectiva politică. Amintiți-vă de anul 1976, când Nadia Comăneci primea la Montreal prima notă de 10 din istoria gimnasticii. În acea zi s-a născut școala de gimnastică românească, adică mai multe generații de gimnaste care au ținut România pe primele locuri ale competițiilor internaționale. De ce? Pentru că Nadia a fost declicul care le-a permis și altor tinere din România să creadă că este posibil. În țara în care cultura dominantă e construită pe discursul nimic nu se poate, nu suntem buni de nimic, Nadia și cele care au urmat-o ne-au ne arătat că se poate. Aceeași poveste se reproduce acum cu fenomenul Simona Halep, însă miza cea mare merge dincolo de performanța sportivă în performanța economică. Noile tehnologii pot produce un fenomen similar celor produse de Comane și Halep. Reușita UiPath, de, de exemplu, societate creată în România, care a ajuns numărul 1 în lume în RPA Robot Process Automation, nu este o întâmplătoare și poate crea declicul de care publicul din România are nevoie pentru a schimba cadrul mental. Domnule George Gima, România are nevoie de o Nadia Comăneci și o Simona Halep în tehnologie. Eu cred că avem tot ce trebuie pentru a produce un asemenea fenomen. Ceea ce ne lipsește este o clasă politică în stare să-și înțeleagă propria menire, aceea de a dezvolta România. Din acest motiv am invitat la, la această emisiune. Ce ar trebui să facă un partid politic pentru a urni lucrurile din, în, în, în această direcție? Oamenii s-au săturat de promisiuni și de tot felul de analfabeti care și-au făcut din politică o carieră. La plus, sunteți măcar mai, mai tineri, aveți șansa să aduceți un, un aer mai proaspăt. Acum vă întreb, ce vreți să faceți cu România? Să le găsim pe Nadia Comăneci și pe Simona Halep în politică. Asta ar trebui să facă. Oh, ce frumos sună! Concret, dacă vrem să schimbăm țara și să o schimbăm repede și să contribuim și la, și la schimbarea continentului, ar trebui să, aducem, să o aducem rapid pe Nadia Comăneci, pe acea persoană care este Nadia Comăneci, echivalentul ei în politică. Cum, 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 ar arăta? ce ar face o Nadia Comăneci în politica românească? Ce ar, cum cum s-ar remarca o persoană în politica din România uh, pentru a fi ștampilată o uh, Nadia Comăneci a politicii românești? Păi, cum spuneați și dumneavoastră, uh, mai întâi ar trebui să fie o persoană care să, să știe să se adapteze la realitățile de astăzi, pentru că politica evoluează, dar politica trebuie să evolueze și în funcție de, de realitățile cotidiene, și apoi să fie o persoană care să livreze, să livreze rezultate cât mai repede. În ziua de astăzi, oamenii nu mai au răbdare cu tine și nu te mai așteaptă nici măcar un mandat, de exemplu, de patru de ani. Vor ca rezultatele să vină cât mai repede. Ori dacă în, în meseria politică totul se, se măsoară și. Ciclul este de un mandat, 4 sau 5 ani. În primul an, te încerci să te acomodezi, în ultimul an, deja lucrezi pentru câștigarea următorului mandat, e an de, de campanie, deci îți rămâne foarte puțin timp la dispoziție în care să livrezi și să livrezi cetățenilor ceea ce ai promis, să fie în concordanță cu, cu promisiunile, și fără ca oamenii să fie șocați de ceea ce vrei să livrezi, adică ai promis o chestie, dar tu de fapt vii și, și faci altceva. Deci, în timp ăsta foarte scurt, tu trebuie să livrezi direct și să livrezi ceva în. să dai oamenilor înapoi foarte, foarte. să se, să, se meciuiască, să corespundă foarte bine cu ceea ce ai promis înainte. Da, Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Apropo de comparația asta între sport și politică, ascultându-vă, aveam senzația că în politică vorbim de fapt de o combinație de maraton cu sprint. Adică ai nevoie de un maratonist, unul care să vadă din punctul ăsta peste 42 de kilometri să știe să că țintei acolo, că are un drum lung de, de, de făcut, dar în același timp e nevoie și de sprint pentru că nu prea ai timp la dispoziție. Ai nevoie să alergi repede și pe, pe durată lungă. Ori asta nu este dator cui. Ai nevoie de nu mult antrenament. Nu, oricine poate să facă asta. Și nici cel mai rapid uh, animal, uh, ghepardul, el aleargă foarte rapid, dar uh, pe distanțe foarte scurte. Antilopa, în schimb, aleargă un pic mai încet decât, decât ghepardul, dar poate să ducă distanțe mai lungi. Și uh, uh, comparația asta cu, uh, cu animale, pentru că tot vorbeam mai devreme, mă duce cu gândul la un, uh, un proverb uh, african. Uh, indiferent că ești uh, leu sau că ești antilopă, dimineața când te trezești, trebuie să începi să alergi pentru că asta așa e supraviețuirea. La fel e și în, și în politică. Trebuie să, să faci uh, lucrurile foarte, foarte rapid, să le faci și bine și uh, dacă tot vorbeam de sport, uh, cred că schimbările de ritm sunt foarte importante în, uh, în, politică, ca în orice meserie de, de anduranță, dar schimbările de ritm sunt importante. Uh, Alegi rapid, uh, faci niște lucruri de manieră disruptivă și la un moment dat trebuie să știi să temporizezi, să dai uh, și colegilor, dar și uh, oamenilor, publicului, să le dai uh, uh, timpul necesar de a digera reformele și politicile publice, de fapt, produsul pe care, pe care tu îl vinzi, să le dai timpul de, ca, ca ei să poată să digere și, mai important, să aibă. Timpul necesar la dispoziție să-ți dea feedback și să-ți spună dacă acele politici publice pe care tu le ai mai întâi, le-ai promis, apoi le-ai pus în aplicare și le-ai livrat cetățenilor, sunt benefice pentru cetățean. Cetățean trebuie să aibă acest drept de a, de a primi uh, politica și de a, de a i spune dacă într-adevăr este în, bene, în beneficiul cetățeanului și mai departe, dacă continuăm pe același, uh, pe, și pe același ritm, dar și pe, același, uh, pe aceleași idei sau nu. Da, e frumos imaginea asta, mă gândeam cum ești în trafic și nu poți să stai doar cu piciorul pe accelerație, din când în când mai apeși și frâna, că altfel rup prea multe. Sunt sunt șoferi care reușesc să conducă fără frână, cât mai puțină frână. Asta e și un, un condus economic, adică să nu accelerezi, să frânezi, consum benzina de două ori mai mult. Dar sunt șoferi care merg atât de, uh, sunt atât de buni încât ei doar accelerează un pic, anticipează și nu pun frână aproape deloc. Eu nu pot să fac asta, dar... Uh, da, da, e interesantă imaginea asta. Practic, da. n-ai nevoie de, uh, de frână, doar accelerezi ca să intri într-un ritm, să intri în ritmul uh, vieții și al societății. Traficul e un fel de, uh, mă gândeam la asta când veneam, chiar aici lângă, lângă Arcul de Triunf, e ca o reprezentare a vieții la o la o scară foarte uh, diferită. Deci în 20 de minute cât ești în trafic, uh, îți, ai timp <laughs> în București și în alte orașe mari că stai în trafic, ai timp să-ți rememorezi uh, etape din, uh, din viață și uh, ai timp să vezi cum te comporți tu uh, în viață față de ceilalți, care interacțiunea cu ceilalți oameni, dacă sunt amabili, dacă sunt mai, uh, mai puțin amabili. Frumoasă imaginea asta. Ați pomenit și un proverb african. Africa e un continent pe care l-ați bătut ceva vreme. Ce ați găsit acolo? Sunteți tânăr, ați reușit să umblați prin multe locuri în lume. Povestiți-ne puțin despre dumneavoastră, despre personajul care sunteți, să înțelegem cu cine, cu cine se de vorbă. Cum ați ajuns, cum ați ajuns în, în Africa? Cum ați ajuns să călătoriți atât de mult? Cum ați ajuns în politică? Um, ca să mă definesc într-un cuvânt, cred că spune că sunt un om curios și uh, în ziua de astăzi când ai la dispoziție toate mecanismele mai întâi și de informare și apoi uh, și de, uh, de transport în, în momentul de azi, Cred că al treilea ingredient ar trebui să fie curiozitatea, ca să poți să realizezi tot ce ai visat la un moment dat când, când erai mic, când, când citeai niște cărți, de exemplu. Nu neapărat cărți fantastice de aventură, dar cărți care te duc cu gândul la, la călătorie și la descoperirea lumii. Una din, din cărțile astea pentru mine a fost America de Kafka, în care personajul începe să călătorească la un moment dat, chiar prin prin niște zone care nu erau familiare, când, familiare când, când era mic. Cartea e neterminată și asta îmi place foarte mult pentru că Kafka a murit, dacă nu mă înșel chiar, în perioada când o scria și îți las posibilitatea să-ți imaginezi tu, tu mai departe ce, ce se întâmplă și cum, cum am ajuns eu. A fost în primul rând datorită serviciului companiei și companiilor pentru care, pentru care am lucrat, apoi am creat eu propria firmă în, în, Paris și cu ea la rândul, la rândul meu am reușit la fel să, să călătoresc, am făcut primele misiuni în Africa de Vest, chiar acum, acum în august, septembrie am fost în, în Africa de Vest, în Guinea, apoi în Bruxelles, mai puțin, mai puțin exotic și cum am ajuns în, în țări mai Puțin obișnuite, Argentina, Brazilia, Uruguay sau, sau Guinea, Maroc, Africa de Sud. Am ajuns aici pentru că meseria pe care, pe care am făcut-o mulți ani, adică risk management, o meserie relativ nouă, în lumea de afaceri și în lumea politică, oamenii și-au dat seama că o, o gestiune a riscurilor îi poate ajuta mai departe să-și seteze să-și controleze afacerile mai bine cu cât gestionezi mai bine riscul cu atât poți mai departe să găsești soluții ca să combați acest, acest risc și meseria asta fiind nouă s-a orientat mai mult către țări în curs de dezvoltare Noi venim din viitor prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România dotați cu uh, aceste telefoane mobile, care sunt, de fapt, niște calculatoare foarte puternice și foarte complexe, um, uh, sunt conectați, sunt conectați la tot ce se întâmplă în lume și uh, fac o grămadă de lucruri care împing România mai departe. Acum, când te uiți la ce fac uh, acești puștani și ce face clasa politică din România, uh, e dureros. E dureros pentru că există o distanță foarte mare și de viziune și de mod de viață uh, și a, a apărut această discrepanță, acest, această prăpastie între această generație tânără care trăiește într-un fel și își dorește o altă Românie, și o clasă politică învechită, din păcate, care nu prea știe să răspundă acestor nevoi. Uh, dumneavoastră uh, sunteți consultat cu fondator al Partidului Plus, al lui Dacian printre, printre oameni, Printre care oamenii au pus care bază. au pus bazele. Uh, ce, ce puteți face cu un partid nou, proaspăt, uh, care are acest avantaj că vine cu tineri și uh, cu un aer proaspăt, dar, pe de altă parte, nu are uh, experiența politică pe care au celelalte partide și sunteți cumva așa, ca mielușeaua <laughs> într-un uh, într staul de, de lupi. Uh, cum veți face? Cum încercați să răspundeți nevoilor acestei noi generații care vrea altă Românie? Trebuie să. Poate că nici nu trebuie să ne adaptăm sau să învățăm vechile uh, metehne de a, de a face politică. Nu neapărat în, în sens rău, dar uh, mă refer la mecanisme. Uh, poate că noi ar trebui să venim exact cu ceea ce vor uh, și cu obiceiurile uh, tinerilor din ziua de astăzi. Mai ales pentru că uh, cel puțin jumătate din, uh, din electorat, conform uh, ultimelor. Uh, Alegeri din. sau celor două cicluri de alegeri din, din 2019, jumătate din electorat este tânăr, jumătate din electoratul noilor partide. Deci, jumătate este deja câștigat. Și atunci, și ca să revin și la prima întrebare, când, când am început interviul, cum ar trebui să arate politica în ziua de mâine, folosind noile tehnologii. Politica este în mare parte o meserie de comunicare și aici noile tehnologii lucrează și uh, dezvoltă uh, lucruri tocmai în, uh, în comunicare, în special rețelele de socializare, deci uh, tre trebuie să fii pe rețelele de socializare altfel n -ai, cum să, n ai cum să reziști, și să le folosești eficient și să le folosești uh, captând interesul minutul, secunda, că totul se măsoară la, la minut și la, și la, secundă, ca și în, și în media, în, și în radio, și în televiziune, să captezi secunda aceea de, de interes a tânărului de 18-24 de ani, de exemplu, și apoi să o faci în mod cât mai onest și cât mai transparent, pentru că în ziua de azi nu mai poți să te ascunzi. Oricine te, oricine te poate, te poate găsi și poate, te poate trage la răspundere de la un an la altul sau de la, de la o lună la alta în raport cu ce, ai, cu ce ai promis mai devreme și cu ceea ce ai, ce ai realizat. Da, în, în acest an avem în România două, două serii de alegeri, alegeri locale și alegeri legislative. Uh, cum vă poți, poziționați în, în contextul acestor alegeri? Nu vreau să intrăm în discuții mm. politico-politicale. Uh, pur și simplu, cum vă poziționați dumneavoastră ca partid uh, vis, -a vis în raport cu un uh, electorat uh, tânăr care, repet, vrea să schimbe România, nu mai vrea România pe care le-am le oferit-o noi? E adevărat, noi suntem o, suntem o alianță, două partide, Tinere, USR și Plus, și cum ne poziționăm noi, în primul rând, pentru că vorbeam mai devreme și de, și de noi tehnologii, politica în ziua de azi, fără implicare directă în noile tehnologii și fără... Conectarea acestor tehnologii la politicile publice pe care le propune, pentru că asta, de fapt, propune un, un partid un partid care ajunge mai departe la, la guvernare, fie că e guvernan, guvernanța locală sau că e guvernarea unei, unei țări. Deci, un partid care, care nu folosește noile tehnologii în folosul cetățeanului, astăzi, cred că e un partid care, care nu are viitor și cred că așa ar trebui să ne, să ne raportăm. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Vin mai întâi alegerile locale. Uh, pentru uh, gestiunea, uh, guvernanța unui, uh, unui oraș, de exemplu. Un. Uh, Primar, iau exemplu, unui, unui primar. Un primar ar trebui să-și să creeze programul folosind fiecare element tehnologic pe care îl poate folosi. Adică cetățenii își comandă masa, își comandă un, un taxi sau un, un, șofer, un șofer privat pe aplicație de mobil. Nu poți să, să trăiești sau să încerci să fentezi sistemul în, în ziua de azi. Adică, ok, sunt de acord că și vechile, vechile metode, de exemplu, la comandarea unei, unei mașini, un, un Uber, trebuie, trebuie susținute, adică aplicațiile clasice de taxi dar nu poți să vii și să spui că vom, noi vom anula sau vom, nu, vom, nu vom susține sau chiar vom legifera împotriva ceea ce, și mai, ce și mai grav împotriva acestei noi metode de comandare a unui taxi cum e, cum e Uber. Deci trebuie să folosești tehnologia, în ideal chiar și la, la, niveluri mult mai, mult mai adânci sau mai stratificate. Mă uitam, de exemplu, pe programul unei candidate la primăria din, din Paris și ea a propus un, un program și cu exemple concrete: Parisul în 15 minute. Adică fiecare cetățean al Parisului are posibilitatea de a ajunge în orice punct de interes într-o zi anume din an în 15, în 15 minute. Adică eu mă scol dimineața, am serviciu. Serviciu trebuie să fie accesibil la maxim 15 minute de casa mea. Îmi las uh, copiii la școală sau la grădiniță. În maxim 15 minute eu trebuie să fiu la școală. Seara când mă întorc vreau să merg și la o sală de sport. Sala de sport trebuie să se afle la maxim 15 minute de, uh, de casa, de casa mea. În vine să e... puțin pentru că e sunt da. science fiction, adică mă gândeam la bucureștianul, 15 minute, la bucureștian mai punem un 0, sunt 150 de minute. Da, <laughs> dar uh, în ziua de azi în care totul se măsoară la minut și la secundă, în care vrem să ne vină totul de agata și să ne vină repede, că degeaba ne vină totul de agata, dar peste 3 zile, uh, atât uh, companiile private, cât și instituțiile de stat trebuie să fie capabile să livreze orice serviciu rapid. Și aici, că vorbeam de Parisul în 15 minute, ok, poate că noi nu o să putem să facem Bucureștiu în 15 minute, dar hai să-l facem într-un timp rezonabil. 20-25. Azi putem să livrăm 25 de minute, asta înseamnă că peste 4 ani vom putea să livrăm 20 și tot așa, până când vom ajunge și noi la un timp rezonabil de 15 minute. Sună science fiction, dar gândiți-vă: dacă te trezești dimineața până la serviciu, nu mai iei mașina ca să faci 45 de minute, dar iei un mijloc de transport, un autobuz care merge pe, doar pe o bandă de autobuze, sau dacă ai posibilitatea, iei o trotinetă. Chiar ieri s-a legiferat prin ordonanța de urgență, guvernul a legiferat. Uh, interzicerea trotinetelor pe trotuar. Deci, începând de, de când intră ordonanța în. va fi publicată azi sau când va fi publicată în monitor oficial, deci, începând teoretic de azi, nu mai avem voie să mergem cu trotineta pe trotuar. În schimb, noi nu avem piste de biciclete pe stradă sau într-un nivel intermediar între tot trotuar și șosea. Și atunci, unde să mergi cu trotineta? Eu, da, e foarte la... simplu să legiferezi și să. Să legiferezi uh, împotriva, adică să, uh, să dai în cap. Exact. Uh, Asta nu mi se pare ok. Adică, înțeleg că cetățenii pot fi deranjați că văd o trotinetă pe trotuar, dar hai să găsim o cale de mijloc. Pentru că, dacă eu vin de la mine de acasă până aici la, la RFI cu mașina în 30 de minute, dar cu trotineta ajung în 15, înseamnă Că cu trotineta e ca la Paris, cu mașina e... Înseamnă alta. că e o pâine de mâncat, nu? Acolo. Ca să o spunem în, în termeni direct. Dacă tu câștigi 15 minute, ai redus timpul la jumătate, e, înseamnă că acolo e secretul pe care toată lumea îl caută, el e chiar lângă tine și nu știi cum să... Nu știu cum să reduci, mai spuneți-mi, nu știu, o altă metodă de transport care face, care poate să-ți reducă timpul la jumătate. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. e foarte pertinent ce spuneți. Cred că aceste, aceste lucruri țin de o viziune, mm -hmm. să zicem, mai largă, ceea ce în conceptul de, de smart city, de oraș inteligent, în care da. folosim <coughs> tehnologiile pentru a ne ușura viața, a ne face o viață mai bună, mai sănătoasă în orașele în care trăim. Dar pentru asta ai nevoie să ai o viziune. Când zicem smart city, sună frumos, dar ai nevoie de oameni care să poată să concretizeze aceste proiecte, adică să ia pe mână or, să ia în mâini un oraș și să-l construie, să reconfigureze în termen de smart city, în termen de oraș inteligent. sunt țări care au făcut tot. Sunt țări precum Estonia care au, 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 au făcut un salt uriaș în, în, economie datorită folosindu-se de, de, noile tehnologii. Nu zic neapărat să copiem modelul estonian. Cred că în România avem resurse să facem lucruri mult mai sofisticate și mai, mai inteligente. Avem tot ce trebuie. Ne lipsește însă o Repet, o clasă politică în stare să, să vină cu, cu o viziune în care lucrurile să se vadă așa cum le povestiți dumneavoastră. Ne apropiem de finalul emisiunii. Am o întrebare pe care o pun în general la, la toată lumea la, la final. Poate o să vă amuze vorbind despre tehnologii, domnule Gima, și asta o să fie ultima întrebare, dacă, dacă ați avea un robot care v-ar face toate treburile și ați avea tot timpul din lume pentru dumneavoastră, ce, ce ați face? Aș călători în, în zone și în țări foarte sărace și foarte izolate, pentru că, din păcate, încă mai există. Și aș călători acolo și aș cere robotului să vină, să vină cu mine și să pună și el uh, osul la treabă, să-și pună și el uh, osul de, de, de inox sau de fier la treabă și să ajutăm să dezvoltăm și, acea, și acel loc. Și poate că nu, nu trebuie să călătoresc în uh, foarte departe, ci aici, în, în România. Sunt zone care trăiesc acum uh, 60 de ani. M-a dus pentru prima dată tatăl meu, acum un an jumate, în satul unde a trăit. Uh, Puțin timp când era el copil în județul Constanța, și mi-a arătat școala, mi-a arătat și casa ce mai, ce mai rămăsese, și drumul, și mi-a spus că școala, toaleta din curte și drumul dinspre cartierul de case până la școală sunt la fel ca acum vreo 50 de ani. Și aș merge acolo și i spune robotului, hai să vedem cum să facem, să schimbăm și aici lucrurile. Să lucru. semină secolul 21, că... Da. Și uh, vedeam cetățeni din, din acest sat cu telefonul mobil. Deci primul pas, să zicem că s-a îndeplinit și trăiesc exact, din păcate, cum am văzut în, nu știu, în Nigeria sau în, în Guinea. Și pe mine asta mă fascinează: ce aș putea să fac dacă aș avea o, o superputere, să ameliorăm, să dăm posibilitatea tuturor să folosească această, toate tipurile de, de noi tehnologii. Adică, tehnologiile, hai că am găsit acum cuvântul, trebuie să fie și ele inclusive, adică să nu fie doar un privilegiu pentru cineva. Și toată lumea să le folosească. Dacă noi am, am ajuns până astăzi cu diferite momente de, de revoluție și revoluție industrială și socială și n-am reușit să facem asta de formă inclu, inclusivă, adică toată lumea să aibă acces, poate că această nouă formă de, de revoluție tehnologică va fi una inclusivă. Așa ar și trebui să fie. Să zicem că e ultima din... din din acest șir de, de, revoluții industriale sau ultima, cea pe care o, ultima din, din, viața noastră pe care o trăim, hai măcar să o facem să fie inclusivă, să dăm acces tuturor și nu doar celor mai privilegiați, pentru că și tehnologia are un cost, nu e ieftină, nu e gratuită, deci ar trebui să o facem accesibilă tuturor. O concluzie foarte frumoasă. Domnule Gima, vă mulțumesc că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe George Gima, un tânăr care a avut curajul să se implice în politică cu credința că poate face din România o țară care să semene cu ceea ce ne dorim și noi. Vă amintesc că avem în acest an două rânduri de alegeri locale și legislative. Mergeți și votați pentru ceea ce credeți că e mai bine pentru România. Nu vă mai gândiți cum ar fi fost mai bine dacă se întâmpla nu știu ce în trecut. Gândiți-vă la ce se va întâmpla în viitor. Iar viitorul înseamnă tehnologie, inteligență, tineri pasionați de viață și de ceea ce fac. Sunt printre noi, dați-le o șansă ca să renașteți împreună cu ei. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginez mâine este aerul pe care îl respiri azi. Și mai avem și știri din viitor, în fiecare vineri, după jurnalul de la ora 1. Aceste emisiuni sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor. Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa la târgul de carte Gaude Amus din această toamnă cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate, o poveste despre om, despre tine, cum nu ai mai auzit până acum. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărăm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Sau auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România o emisiune oferită de BRD Grup Societe General.